zile începem emisiunea, un subiect cât se poate de serios. Bine v-am regăsit. Serios din punctul tău. Ți se pare că o despărțire a unui cuplu nu e un subiect serios? Că din cauza mie mi se pare că e o glumă. E o glumă despărțirea? De ce? Tot ce e o glumă. Și poate. Serghei, avea dreptate Alina că ești misogin. Mă, nici n-am apucat să prezint doamna pe care o am invitată. Da. Păi cu ea, păi am boală, că o apărat pe aia, sunt feministă, n-a făcut. Bună seara, Alina Petre. Bună seara, bună seara. Și bună seara cavalerului dreptății, Sorin Ovidiu Bălan. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Nu întâmplător l-am chemat și pe domnul Sorin Ovidiu Bălan, pentru că el este ziarist de investigație de când... De la primul fluturaș de salariu, ca să zic așa. De când s-au inventat Dinainte de salariu. Dinainte de asta. Adică am muncit și degeaba. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, această seară avem o informație foarte, foarte importantă. O informație pe care nu o cunoaște nici Marcel Toader și pe care încă Maria Constantin nu a recunoscut-o. Să vedem, o să punem niște întrebări în cadrul emisiunii de astăzi, să vedem dacă Maria va răspunde la ele. După cum știți, toate curiozitățile, sau aproape toate curiozitățile pe care le aveam, am reușit să mi le satisfac, dacă vreți, din punct de vedere al moderatorului, vineri seara când Marcel Toader a fost aici în emisiune. Aceeași invitație deschisă, i-am făcut-o și Mariei Constantin. Nu am primit un răspuns, un semn din partea ei până acum, dar probabil are contract cu altul, dar nu cred că are contract. Nu cred. Hai, mă, adică, nu cred că are, nu știu. Totuși exclusivitate. Și Marcel are contract cu voi. Nu cu emisiunea asta. Nu, cu tu. Dar a venit. Da, bine, iar Marcel. Bun, astea sunt lucruri mai puțin importante. Important e că informația pe care am aflat-o în echipa Răida Buni în aceste zile scurse de la ultima emisiune până acum face lumină și răspunde la foarte multe întrebări. Ce s-a întâmplat în ziua de 31 iulie, ultima zi a cuplului Maria Constantin-Marcel Toader, practic ziua în care au decis, de fapt ziua dinaintea dimineții în care au decis să divorțeze. După cum știți, Marcel Toader a dat niște amănunte despre niște detalii, despre traseul pe care l-au făcut în acea zi și aș vrea să reconstituim traseul lor, dacă doar că acolo sunt niște necunoscute și o să vedeți imediat despre ce este vorba, pentru ca la final să rezulte informația cea mai importantă, ce a făcut Maria în orele în care nu pe care nu și le-a petrecut cu Marcel Toader. O echipă Răida Buni este în acest moment în locul în care Maria s-a întâlnit cu amantul în ziua respectivă. Bună seara, Cristina! Colega noastră Cristina Șeulean este acolo. Bun. Bănuiesc că nu spunem... Bună seara, Mihai! Bună seara și invitațiilor! Așa este, mă aflu în acel loc. Nu. Acum, probabil unul dintre cei doi, după peretele din spate, și-ar putea da seama despre ce loc este vorba. Voi nu vă... Ai vreo bănuială? Perete dintr-un mall? Mall, zice Alina Petre. Ești, am înțeles că doamna e mai mult cu capota decât cu peretele. Acum, ok, rugăm, o să vedem și cei cu peretele și cei cu capota. Pe cum n-avem dovadă că n-avem ea, nicio dovadă. Ea a dat în click cu capota, ea a început șucărul, n-a început ăsta. Bun. Ea a căutat șucărul ca să iasă. Nu-mi dau seama unde... Dacă nici sunteți pregătiți, o să... Am două culori. Una este, una este culoarea roșie, cealaltă este culoarea verde. Care vreți să fie a Mariei, care vreți să fie a lui Marcel? Roșu pentru Maria. Roșu pentru Maria, întotdeauna deci pasiunea. A greșit, perfect. Pe Maria. E așa vulcanică și pasională. Roșu, și... Bine, a ales feminista roșu, că trece pe roșu și Marcel, că e pe verde. Marcel, întotdeauna e forever green, verde, ca Marcel. Să zic așa. Forever young, așa cum spune la picioare, Alina Petre.
Imediat o să dezvăluim locul, dar până atunci aș vrea să ne readucem aminte din informațiile lui Marcel, din informațiile pe care le avem până în momentul ăsta, ce au făcut oră cu oră în ziua de 31 iulie Marcel și Maria. Împreună sau separat? O să vedem imediat. Începem cu ora 18, o oră foarte importantă, pentru că e ultima oară când Marcel Toader și Maria Constantin au fost văzuți împreună ca un cuplu. Vedeți că trebuie să scrieți cu verde. Păi nu, ora 18, ăsta este programul, înțeles. O să vedem când se desparte. Da, da, da. Acum am început și să așa mai departe. Ora 18 este ora la care, ne-a confirmat și Mara Bănică, s-a despărțit de Marcel Toader și Maria Constantin, au plecat din sediul unei televiziuni, și anume Antena 1. Vreți să scriu cu verde, cu roșu, nu contează. Au plecat de la Antena 1, de la un show unde a vorbit și cu Mara Bănică și așa mai departe. Bun, la ora 18 și 15 din informațiile publice până acum au ajuns la sala Palatului. 18 și 15 minute au ajuns la sala Palatului. Pentru a vorbi despre un concert pe care Maria urma să îl susțină acolo. La ora 19 și 5 minute, au plecat de la sala Palatului. Logic până aici, domnul Bolan? Foarte, dar au făcut numai 15 minute de la Cibrit. Gândiți-vă că era o zi de vară, 31 iulie, o zi de la ora lejeră de vară. Bun. De la sediul unde se filmează emisiunea sportiv, până la sala Palatului nu faci mai mult de un sfert de oră. Mă rog, e irelevant oricum și să fi făcut o jumătate de oră. Este absolut irelevant pentru povestea noastră. La 19 și 20 de minute, ei stând lângă sala Palatului, au ajuns acasă. Împreună. Până aici s-au comportat ca un cuplu. La ora 19 și 20, când au ajuns acasă și vorbeau despre ce să pregătească de mâncare în seara respectivă, asta din informațiile lui Marcel Toader, Maria spune că vrea să meargă la, să văd dacă ați fost atenți până acum, Alina, ți-aduce aminte? Unde voia Maria să meargă în seara respectivă? La teatru sau unde? Nu la teatru. La repetiții. La canto. La adică repetiții să la investească teatru. În... La canto. Nu la liceu, la un liceu. La liceu George Enescu, la canto. Să se acordeze vocea, da, la un liceu. Moment în care... De unde a luat miliția pe Horatiu. Sigur, a fost arestat Horatiu. Moment în care Marcel a povestit că i-a dat cheile și a zis... Soția mea, te rog frumos, du-te! Și vezi cum iei pe do de sus. Perfect. În momentul ăsta, programul celor doi cum pentru ziua respectivă se desparte. Până la ora... mi se pare că pe la 11 fără ceva Maria s-a întors acasă. Hai să zicem 22:45 din informațiile lui Marcel. Maria se întoarce acasă. Cu muștele pe ea. Corect. Rochie albă, muște, țânțar și așa mai departe. Din o să vedem Marcel. Ce s-a întâmplat ia în tot acest timp. E o informație foarte, foarte importantă care practic relansează această poveste. La ora 23 și, dacă puteți să-mi spuneți în cap, că 23:57 mi se pare că Marcel pune mâna pe se telefon. Duce, nu, se duce și mută mașina. E, unde vede urmele. Nu e important. La 12 fără 3 minute, Marcel încearcă să o sune pe soția amantului
și nu, care nu îi răspunde la telefon. Ca să-i spună, în timpul ăsta, Maria, spune Marcel, i-a recunoscut identitatea amantului. 23. Păi tocmai de-aia a recunoscut, pentru că Marcel coboară și mută mașina. Ea îi spune că n-a parcat-o cum trebuie. În timpul ăsta, și Maria... Și cum a recunoscut identitatea amantului? L-a scris pe mașină, mă cheamă cu tare sau cum? Nu, a venit Marcel balauros de jos, da? Scoțând flăcări până... Da. Și a zis, zi, probele e jos, în mașină. Da, actele vorbește, oamenii actele vorbește, da. Oamenii e fiare, da. Și a zis, ce acte urma după capotă cu tare. Bun, și câte ore avem de aici? De la 19 și 20, când cei doi se despart, Marcel rămâne acasă, asta știm sigur, da? Marcel... Ce zic ei, nu cred că e sigur. Rămâne acasă, dar în timpul ăsta face un drum până la... Liceul George Enescu, unde găsește toate porțile închise. Semn că Maria nu este la Canto. Marcel rămâne acasă. Se duce la liceu. Aia, îndoială, în suflet. Nu o găsește pe și Maria. Și o să vă rog, acolo. Domnul Morar, să puneți un semn de întrebare în asta aici. Și se întoarce acasă, da? Cert e că în momentul în care Maria s-a întors acasă, Marcel era deja acasă. Și un semn de întrebare, să nu-l uităm. Pentru că informația asta o avem doar de la Marcel Toadă. Nu numai. Nu numai. Ok. Perfect. Rămâne un spațiu gol. Rămâne un interval orar între 19 și 20 și 22 și 45 de minute. Adică vorbim despre 3 ore și jumătate în care până în momentul ăsta nici Marcel nu știe ce a făcut Maria, dar nici Maria n-a spus ce a făcut Maria. Cert este că la Canto nu ar fi fost. Bun. Și aici vine probabil una dintre cele mai interesante informații. Maria era îmbrăcată, asta pot verifica și colegii noștri din Trust, care au văzut-o în acea zi, asta a spus și Marcel, în deja, nu știu cum să-i spun, legendara rochie albă. Cu musculițe. Cu musculițe și țânțari. În broderie. Maria ia mașina lui Marcel și o să vă arăt și ce traseu a făcut. Dacă aveți harta cu traseul Mariei din ziua respectivă. Sursele noastre. Știți foarte bine că emisiunea asta de foarte puține ori dă informații pe surse. De obicei ne bazăm pe declarațiile și identitățile dezvăluite ale invitaților sau ale participanților. De data asta este o informație pe care am primit-o pe surse, dar este de cea mai bună încredere dacă nu am fi convinși de veridicitatea lor, nu am fi aruncat această informație în piață, mai ales că e foarte, foarte importantă. Ăsta este traseul, dacă puteți să-l dați și pe LED-ul din spate, ăsta e traseul pe care Maria l-a făcut în seara respectivă. Domnul Marcel Toader, dacă vă uitați la emisiune, este prima oară când aflați lucrul ăsta. N-aveați de unde, să știți. Maria pleacă din zona sala palatului cu mașina lui Marcel și face un traseu până la aeroportul Otopeni. Dar nu știu că l-a plecat și a întrebat, dar știe toată lumea ce ați găsit. Cum adică? Cine ce știe? Păi eu știu asta de la început. Ce știi de la început? Că a plecat la Otopeni? Că s-a dus la aeroport? Eu n-am plecat la nevastă și a întrebat, rămâne cu ea sau nu știe. Știu și piețele de pe stradă. Ce ați avut voi acum? Nu, ce a făcut Maria în intervalul ăsta? Nu înțeleg. Tu știai că Maria a fost la aeroport Otopeni? De la cine știai? De la sursă. Iar începem. Că Maria s-a dus la terminalul sosiri? Da, domnule, a fost o... Da, s-a spus de mediul ăsta. I-a avut o discuție cu presupusul amant dacă rămâne cu ea sau pleacă la soție. Și el a plecat păi la soție. Păi și tu știai că a fost discuția asta la Otopeni? Asta nu face decât să confirme informația pe care am primit-o noi. Eu asta spus de la început, că totul e... Că toată lumea știa cine și Marcel știa că e cu ăla. E cu ăla de 200 de ani, adică ce ați descoperit acum că ce? Chiar...
Eu asta le știu și le-am spus tot timpul. Dar voi vă ascultați oameni care habar n-au, vin și spun ca să spună ei ce spun. Serghei, este prima oară când aducem o informație despre ce a făcut Maria între 19 și 20 și 22:45. Dar și asta e vrăjeală, că cu probele lui Marcel, de orice... Bă, dacă eu vreau să... Eu nu am nicio treabă... Deci, tot ceea ce povestim în această seară nu se bazează pe probele lui Marcel. Marcel știa de relația cu presupusul amant, ca să vă place să zic, de mult! E de mult înainte să apară Marcel. De, de ce s-a supărat soție. Acum? De ce s-a supărat așa tare? Dacă tot s-a supărat acum pentru că trebuia să-și facă fiecare numărul. Nu cred. Adică tu spui că asta e o înțelegere între Maria Constantin și Marcel Toader? Bineînțeles. Și că ei urmează să se împace? Mă, nu ți-a zis că nu-i senicări? Ia în viața ei? Păi de ce nu pentru atunci de ce iese, mă? Păi... Hă? Pentru că a fost sfătuită și eu am sfătuit. Am sfătuit-o să iasă și să dezmintă aceste enormități. Bă, uite, fii atent. Toți, Serghei, uite, o femeie când este atacată, e normal să răspundă, pentru nu, că altfel confirmă, să cere o confirmare, dacă nu? Eu mă hotăresc, Mihai. Dacă eu mă hotăresc și când vin reporteri la mine, spun, cine, să aveți o zi bună și mă urc în bășini în mașină, înseamnă că nu mai vorbesc, nu? Că dacă vreți să vorbesc prea jos, dragii mei, stați să vă spun, Marcel e criminal, e în serie. Eu nu l-apăr pe Marcel, Doamne ferește, ce a făcut din punctul meu de vedere. Nici așa, nimic cu Marcel. Deci, eu dar tu știi foarte bine că știe toată lumea. Cine ascunde după de ce tatăl? Eu nu știu nimic. Eu mă bucur foarte mult, Serghei, că îmi confirmi și știu din ce sursă îmi confirmi. Dar dacă eu, două secunde. Informația pe vezi, care o am eu. Că înțelege. Pe care n-a spus-o nimeni până acum. Au mai spus. Maria a plecat de acasă cu mașina lui Marcel la aeroportul Otopeni. O să vă spun imediat și ce s-a întâmplat după și pe cine aștepta Maria. Dar dacă vrei să iei, dacă vrei să faci actul respectiv cu unul, în primul rând că până acum, după investigațiile unui mare om de uziarist, nu? Ok. Așa, ei se ducea la hotel acum în mașină, da? Păi tu te duci în mașina lui bărbat. Nu e mașina lui ăla. Păi acum nu e sigur dacă a fost în mașină sau în afara mașinii sau și în mașină și în afara mașinii. Domnul Sorin Oviu Balan, e logic ce am spus până acum? E foarte logic, semnul ăla de întrebare. Vă rog. De ce domnul Toader se duce la liceu ca să verifice dacă nevastă s-a... Dar cine face calculul la liceu? Cel mână pe el în luptă, de ce iese el din casă la 11 noaptea? De ce a simțit el tocmai în seara respectivă? De ce s-a dus în seara aia la liceu? Deși, nu știu, nu l-am întrebat. Pentru că e un obicei, era un obicei să ia lecțiile de canto în liceu? Eu cred că te duci așa din afară să chilălăi cu liceu. Era un obicei să o urmărească? Mai bine mergea cu ea. Nu, dragă, nu pleci, dacă e. Păi ce spune că a urmărit-o un an de zile? Ce l-a mânat pe el să plece de acasă? Dar e o altă întrebare cu tine. Dacă tu mă urmărești pe mine, sunt soțul tău, da? Mă urmărești... De ce să te urmăresc? Înseamnă că sunt atât de nesigură și nefericită cu tine? Că mai bine te las dracului. Vorbești repede și mai tare. Păi vorbesc mai tare decât tine și mai repede. Eu te urmăream pe tine, da? E soția mea. Păi eu mai mă culc un an de zile cu tine în pace. Doamne ferește. Nu spun, bă, te-am prins. Dar eu dacă am un amant, mă mai culc eu cu tine? Păi l-a luat-o cu amant. Păi, domnul Sorin Ovidiu Bălan, da. Dacă el spune că a luat-o la pungă cu amant. Domnul Sorin Ovidiu Bălan, dincolo de conflictul Serghei Mizil și Alina Petre, sunteți curios ce s-a întâmplat? Eu sunt foarte din momentul în care Maria a ajuns la aeroport. Da, ești curios să spun da, eu, Paul. Asta, văd că Serghei nu este surprins. Întrebare, dacă îmi dați voie, domnul Morar, nu face decât să confirme ce spune Serghei. Adică? Bănuielile erau mai de demult. Sau chiar corect. Știința că se întâmplă ceva. Dar a apărut unul. Deci nu da, în seara aia... De ce în seara aia s-au dus pe la sala Palatului sigur. Pe gât? E foarte și important. Și după aia asta a plecat la aeroport și Marcel a zis Valea. E foarte important, o să vă spunem și cu cine s-a întâlnit deci la aeroport, unde erau, s-a întâlnit la aeroport, exact locul și ora, dar până atunci, domnul Sorin Ovidiu Bălan a întrebat foarte interesant, de ce tocmai în seara aia Marcel s-a dus să o verifice dacă spune adevărul, adică la liceul unde lua lecții de canto. Poate că Maria... E făcându-și un plan împreună pentru seara respectivă. Poate că Maria s-a schimbat brusc? Nu, nu cred, pentru că... Stai un pic, nu, e chiar o prostie. Păi la canto te duci când ești programat, că... Vă nu dau cred un că indiciu... stă profesoara aia ca taxiul după tine, când ai chef. Nu știu cât mai avem până în pauza de publicitate. Nu, cred că mie cred nu merge casca, Elena, dacă vrei să preiei tu informațiile. Trebuie să luăm pauza de publicitate. Dar... Vă dau un singur indiciu. Ora
la care Maria ar fi plecat de acasă cu mașina lui Marcel este ora la care persoana cu care urma să se întâlnească decola de undeva. Spre soția lui. Vrei să spun exact? Știm că s-a dus la aeroport. Sergei, nu mi-ai ascultat toate informațiile. Numai că mai este o problemă cu liceul ăsta, domnul Morar. Vă rog. Domnul Toader a spus așa, știu sigur că nu a fost la Canto, mi-aduc aminte exact. Da. Deci vorbele lui domnul Toader le citesc ca manuscrisele sigur. De la Marea Moartă. Deci, ca manualul de educație fizică. Deci, domnul Toader a spus așa, în primele două seri de tristețe. Nu a fost la Canto, știu foarte bine că nu a fost, dar nu poate să vă confirme doamna profesoară, pentru că este o femeie deosebită și nu vreau să o bag în scandalul. Perfect. După acum pauză... văd că a fost el și a verificat. După pauză, doamnelor și domnilor, să avem o transmisiune în direct din locul în care Maria s-a întâlnit cu presupusul amant. Cristina este acolo. Dezvăluim identitatea în câteva momente imediat după pauză. Văd că Sergei nu este surprins. Asta nu îmi dă de înțeles decât faptul că îmi confirmă și știa informația asta, pe care nu a aruncat-o nimeni pe piață până în momentul ăsta. Ne întoarcem imediat după pauză. Urmează informația cea mai tare.